Nouă trailere gigant ce transportau tancuri și lansătoare de rachete au traversat România în viteză. Vehiculele militare au intrat pe la Vama Borș și după 1000 de kilometri parcurși prin toată țara, au ajuns în final la Constanța. La un moment dat, transportatoarele militare s-au oprit pentru a alimenta la o benzinărie, iar apariția lor i-a lăsat pe oameni cu gura căscată. Marar? Îi faceți o belea să vedeți cum vine imediat la masă. Nu am văzut, acum am văzut pentru prima dată. Așa am văzut la televizor, dar așa în realitate nu. Trupele de jandarmi care au însoțit transportul militar sunt din Bihor și au păzit echipamentele militare până când camioanele au ajuns la vapoare. Cum a fost transportul? Cum ați stat tot timpul cu pușca în mână? Da, așa cum ne vedeți, așa am stat de transport. Ochii în patru și foarte vigilenți. Cât a durat tranzitarea României? Aproximativ două zile. Aproximativ două zile datorită formalităților vamale și modului de deplasare, fiind vorba de 9 trailere cu tehnică militară, a fost destul de greu. Condițiile de trafic, pe această care țin să mulțumesc, vreau să transmiteți în primul rând participantul la trafic, pe care poate din anumite motive de considerente de ordin tehnic sau de privind de tehnica securității muncii, a mai fost prin trafic blocat sau așa mai departe. Nimeni nu știe de unde vin și unde trebuie să ajungă, pentru că informațiile despre transport sunt strict secrete.